puțin în care se compare cu senzația de aici. Da, sunt obișnuit cu cântatul live, dar aici e cu tot o altă experiență. Sunt doar 3 minute pe care le ai la dispoziție și e o presiune destul de mare. Aici chiar pleci acasă pe barba ta. N-ai reușit să transmiți? Pa! Am avut emoții, wow! De mult n-am mai avut emoțiile astea. De mult. Dar au fost bune. Când a fost anunțe pe cei salvați, momentele alea inevitabile de suspans, am mai zis, nu suport suspansul, mă scoate din sărite. În momentul ăla poate să sar inima din piept. Florin Ristei. Când a venit și Oana, nu credea că am avut emoții și îmi spune mâna un pic pe inimă, aveam... 152 am pulsul, vezi? S-a uscat și gura, s-a terminat. Vorbesc serios. Așa e multe. Pune mâna pe mine. Pune mâna, pune mâna pe sufletul meu. Și eu n-am avut așa emoții. Se bate. În afară de mama și tata, care cu siguranță m-au votat, următorii pe listă cred că sunt... Cred că e familia mea din București. Colegii și prietenii mei, colegii mei de trupă. Băi, eu am votat până m-a lăsat bateria și până mi-a amorțit mâna. Deci la un moment dat nu mai răspundea telefonul. Am zis că nu mai merge taci, ceva se întâmplă, da? Eu l-am văzut și la TV și l-am văzut și în reluare de 5 ori. Dar l-am simțit mult mai emoționat decât de obicei. Adică, de obicei, el e cel care îmi dă încredere. Încerca să-și ascundă emoțiile și eu m-am emoționat și am mai văzut încă de 5 ori reluare. Am băgat telefonul la încărcat, iar am mai trimis niște mesaje. Deci, pentru mine a fost un moment foarte emoționant, el în concurs. Cred că fiecare dintre noi a fost foarte emoționat, văzându-l pe el atât de emoționat. Suntem foarte uniți, suntem ca o familie, ținem foarte mult unii la alții. Cel puțin dacă ei nu știu, o să afle acum, că țin foarte mult la ei. Și am primit telefon și mi-au spus că le e dor de mine și că abia așteptă să cântăm împreună și... E foarte important, suntem uniți și ei sunt familia mea în momentul ăsta. De când este el plecat, îmi dau seama cât de mult lipsește energia aia și parcă rămân fără baterie. Știi? Când scrie la telefon, low battery, știi? Așa e el, e un tip care, cum să zic, când intră, el luminează tot. Data trecută, Florin a arătat foarte bine, a fost așa British. Sper că în seara asta, în Gala Românească, să arate cel puțin la fel de bine și să facă... Scena să duduie cu vocea lui, pentru că are cu ce.